Salut! Bine ne-am revăzut! Astăzi vin cu o provocare nouă pentru tine. Provocare la mișcare. Dar, după cum știi, pasiunea mea fiind matematica, îți propun să facem mișcare după modele, simboluri care se repetă. Te prinzi în jocul meu? Să începem! Pregătește mâinile și imită modelul de pe ecran. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Și acum încearcă singur. 1, 2, 3, 4. Să vedem dacă ai executat corect. Felicitări! Dacă ți-ai amintit succesiunea mișcărilor, ai antrenat mușchii mâinilor, dar mai ales memoria. Acum îți propun să imiți mimica fețelor de pe ecran. Felicitări! În succesiunea de mișcări după imagini, ai antrenat mușchii feței. Știai că de câte ori te încrunți, folosești 43 de mușchi ai feței, în timp ce dacă zâmbești, folosești doar 17 mușchi? Nu e așa că e mai simplu să zâmbești? Și acum îți propun să imiți instrumentele muzicale din succesiunea de simboluri. Felicitări! Cu această succesiune de simboluri, ți-ai antrenat concentrarea, ai făcut conexiuni între creier și mușchi și ți-ai antrenat mușchii mâinilor. Simplu, nu? Pentru tine, da, dar să nu uităm că cel care a coordonat totul a fost creierul tău. Tu i-ai stimulat activitatea. Poți să-i mai dai de lucru folosind dansul, sporturile, mișcarea în aer liber și jocurile. Și acum te invit să-ți amintești succesiunile de simboluri exersate până aici. Privește-le și spune ce observi. Bănuiesc că ai găsit variante diverse, dar poate ai observat că fiecare succesiune are câte o imagine în plus față de precedenta. 4, 5, 6. Urmează 7. Îți propun să învățăm cele 7 cifre romane folosind poziția corpului. Pentru unele s-ar putea să mai ai nevoie de cineva. Repetă poziția de pe ecran.
Dacă ai reținut cele 7 simboluri, îți propun să îți amintești cifrele și să descoperi numărul ascuns în succesiunea din imagine. L-ai văzut și tu? 1000, 1000, 10, 10, 1, 1. Și acum, dacă îți amintești de regula conform căreia când așez la stânga un simbol mai mare ca valoare, fac adunare, înseamnă că 2022 este răspunsul corect. Interesant, nu-i așa? Îți propun să compui alături de colegii tăi diferite numere scrise cu cifre române. Va fi un adevărat joc distractiv de învățare. Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.